Matei, capitolul 24, versetele de la 1 la 4 și de la 12 la 14. La ieșirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe Muntele Măslinilor. Și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor atunci va veni sfârșitul. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu, cu frații, cu surorile. Suntem în sanctuar cu gânduri sfinte de pocăință, să ne smerim în fața Domnului prin rugăciune, să ne bucurăm prin cântare și să învățăm prin predicarea Evangheliei. Procedem la lecția numărul 41, în intenția noastră de a înțelege cuvântul Domnului din ultima carte a celor 66. Și scopul lecției de data trecută, de astăzi și de data viitoare, va fi să prezentăm cele mari interpretări ale momentului răpirii Bisericii în legătură cu punctul de referință numit necazul cel mare. Adică, necazul cel mare va fi un punct fix în istoria umanității. O perioadă de șapte ani așezată undeva în viitor, iar în funcție de această perioadă de șapte ani, numită necazul cel mare, vom prezenta cele trei interpretări în funcție de momentul necazului cel mare. Prima este la început, pre-tribulaționismul, a doua este la jumătate, mid-tribulaționismul, și ultima dintre ele este la sfârșit, post-tribulaționismul. În mod normal, în această seară, ar fi trebuit să procedăm la lecția care vorbește despre faptul că Biserica Domnului Isus Hristos va fi răpită la jumătatea necazului cel mare. Pentru că această lecție s-ar putea să presupună două, trei întâlniri, am lăsat-o pentru data viitoare și lecția 3 am adus-o pe locul 2, adică în seara aceasta vom vorbi despre post. Tribulaționism, despre interpretarea potrivit căreia răpirea Bisericii va fi la sfârșitul necazului cel mare. Din respect pentru dumneavoastră, oameni adunați de peste tot din România, din diverse biserici, cu diverse interpretări ale cărții Apocalipsa și poate nu numai. Din respect pentru toți ascultătorii noștri online, din respect pentru copiii noștri care cresc și au nevoie de o bază teologică. Vrem să fim cinstiți și să prezentăm poporului Domnului pentru educație sfântă cele trei mari interpretări teologice care au stat în istorie ca trei explicații, ca trei răspunsuri la întrebarea Doamne, când va veni? Una dintre ele este că va veni înainte de necaz, adică Biserica nu va prinde necazul. Așa cum spuneam data trecută. Se va ridica biserica și Duhul Sfânt și atunci diavolul va avea libertatea să coboare pe pământ în persoana lui Anticrist, pe care l-am numit noi monstru, datorită modului în care este prezentat în capitolul 13 din Apocalipsa, ca un baubau îngrozitor. De asemenea, partenerul lui cu responsabilități spirituale, religioase, bisericești, numit prorocul mincinos. Ei bine, aceasta este prima interpretare. Cea de-a doua, din punctul nostru de vedere, în această seară, care de fapt e ultima, post-tribulaționismul, adică Biserica trece prin tot necazul, și după ce se sfârșește totul și se face liniște, atunci Domnul Isus ridică Biserica la cer. N-am spus. Care este poziția mea? N-am spus care este poziția Bisericii Betania, noi spunem care sunt cele trei interpretări teologice majore, fundamentale, în istoria predicării și interpretării cărții Apocalipsa, urmând să mai spunem câte ceva la sfârșit și în mod mai particular. Așa că în această seară, frați și surori, așa cum v-am îndemnat întotdeauna, să aveți cartea deschisă, pentru ca ea să fie referința pentru tot ceea ce spunem. S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră, îngăduiți-mi încă o scurtă paranteză, să aveți interpretarea din Apocalipsa cea de data trecută, adică biserica va fi rapidă înainte de necazul cel mare și data trecută să vă fi bucurat. Să nu vă întristați în această seară, ci să aveți puterea să ascultați și ce spun alții despre tălmăcirea cărții Apocalipsa, pentru că noi trebuie să fim niște oameni care trebuie să avem un orizont larg și o judecată adâncă și în același timp flexibilă pentru ca să punem pe masă tot ceea ce au spus mari oameni ai lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Este clar pentru toți credincioșii născuți din nou că Domnul Iisus Hristos se va întoarce cândva în viitor după biserica sa. De asemenea, este ușor de observat interesul tuturor oamenilor pentru identificarea momentului revenirii domnului Isus Hristos. Și acest moment este greu să îl așezi în timp, dacă nu îl compar cu un reper, adică cu un alt eveniment. De aceea noi tot timpul, momentul răpirii, îl explicăm comparându-l cu necazul cel mare care este ca un reper. Tocmai pentru aceasta am citit din scriptură întrebarea de curiozitate a ucenicilor: Doamne, când se va întâmpla asta? Observați că și ucenicii au fost curioși. De-a lungul Sfintelor Scripturi, perioada necazului cel mare este denumită în mai multe feluri. Poate că noi am folosit doar expresia necazul cel mare și n-am mai folosit și alte denumiri biblice, tocmai pentru ca să nu încurcăm poporul Domnului, spunând despre același lucru în mai multe feluri. Și am folosit un singur fel, necazul cel mare. Dar pentru cultură biblică vă spun că în scriptură există mai multe expresii ale aceluiași Aceeași perioadă de timp, necazul cel mare. Și am să vă spun repede despre câteva dintre ele. Bună oară, ziua Domnului! Sunt referințe multe în scriptură, Isaia, Ioiel, 1 Tesaloniceni, capitolul 5. A doua este perioada de strâmtorare sau ziua mâniei, Deuteronom 4:30 sau Cefania 1:15. O altă exprimare este necazul cel mare, dar care nu se referă la cei șapte ani, ci doar la a doua jumătate, care este mai intensă în durere și în grozăvie decât prima. Când noi spunem necazul cel mare, vorbim despre cei șapte ani. Dar atunci când intrăm să studiem necazul cel mare, îl împărțim în două. Perioada primă. A necazului cel mare de trei ani și jumătate, care e mai ușoară, și a doua jumătate, care e tot de trei ani și jumătate, ambele compunând cei șapte ani ai necazului cel mare, termenul general de denumire, care este mult, mult mai intensă în durere, în prigoană și în manifestarea mâniei lui Dumnezeu. O altă exprimare este vremea sau ziua strâmtorării potrivit lui Daniel 12 cu 1 sau Cefania 1 cu 15, cum spuneam mai devreme, o ultimă denumire pentru mine în această seară este vremea de necaz al lui Iacov. Aduceți-vă aminte de Remia 30, versetul 7, pe care l-am citit data trecută. Acestea fiind spuse ca și un cuvânt de introducere care să ne acomodeze, care să ne introducă în subiectul acestei seri, pentru timpul care ne-a mai rămas, vom proceda la aducerea de argumente potrivit cărora, Biserica Domnului va fi răpită la sfârșitul necazului. Nu uitați, asta nu înseamnă că eu sau noi împărtășim punctul acesta de vedere, înseamnă că foarte mulți oameni împărtășesc punctul acesta de vedere și noi acum îl prezentăm ca și cum el ar fi singurul adevărat. Primul argument pe care vreau să-l prezint l-am numit argumentul venirii unice. De ce spun asta? Spun asta pentru că cealaltă explicație oferită data trecută în lecția 40, pretribulaționismul, spunea că sunt două veniri ale Domnului. Imaginați-vă că microfonul sunt cei șapte ani de necaz cel mare. Și noi venim de aici. Și ajungem la necazul cel mare. Potrivit explicației de data trecută, Domnul Iisus Hristos vine pe norii cerului și își răpește biserica aici, venirea Domnului înainte de necaz. Trec șapte ani, Domnul își duce biserica la nuntă, Ioan 14, versetele 1 la 3, și după această perioadă, din, după această perioadă Domnul vine din nou, dar de data asta vine pe pământ. Prima oară înainte de necaz a venit pentru biserică. Acum, după șapte ani, vine cu biserica pe pământ ca să închidă gura lui anticrist monstru și prorocul mincinos și să-i arunce în adânc pentru o mie de ani? Post-tribulaționismul vorbește despre o singură venire. Pentru că ei scot din calcul venirea de dinaintea necazului. Ei spun, nu e adevărat, nu va veni înaintea necazului, rămâne una singură la sfârșit. Deci ei nu acceptă că există o venire a Domnului Isus înainte de necaz ca să ia biserica. Nu, ei spun, nu, toate lucrurile sunt la fel, începe necazul cel mare, biserica e în necaz, trec șapte ani și când se sfârșește șapte ani, atunci vine Domnul Isus Hristos pe nerul, norii cerului, biserica se ridică și la urmă se întoarce înapoi pe pământ și acolo stau pentru toate celelalte evenimente care urmează și la care noi vom proceda în lecțiile viitoare. Această Diferență este majoră, fundamentală, între interpretarea pre-tribulaționistă, înainte de necaz, și interpretarea post-tribulaționistă, interpretarea de după necaz. Interpretarea pre-tribulaționistă spune că Domnul vine de două ori. Prima oară, înainte de necaz, ca să-și ia biserica, vine pentru biserică, a doua oară vine cu biserica, cu sfinții și sunt argumente suficiente în scriptură pentru punctul acesta de vedere. Post-tribulaționiștii, cei din seara aceasta, spun, domnul, nu vine la început, nu vine pentru biserică, vine de-abia după necazul cel mare și vine pe norii cerului, răpește biserica, dar de fapt vine din nou pe pământ. Acesta este argumentul venirii unice, nu venirii duble, și la început și la sfârșit de necaz, și numai la sfârșit de necaz. Post-tribulaționiștii, cei din seara aceasta, ca să își impună punctul lor de vedere, fac apel la vocabularul cuvintelor folosite de Pavel pentru cuvântul venire sau răpire sau luare și ei apelează la gramatica limbii grecești, lucru care îl vom face și noi pentru câteva minute în cel mai simplu mod sunt trei cuvinte care sunt folosite în principiu de Pavel și toate cele trei cuvinte sunt folosite pe rând, când unul, când altul, în anumite situații unde se vorbește despre venirea Domnului. Și acum post-tribulaționiștii din seara aceasta spun că pre-tribulaționiștii nu au dreptate pentru că aceste trei cuvinte din limba greacă nu sunt folosite în mod specific pentru prima sau pentru a doua venire, ci ele sunt folosite așa, când unul când altul, fără, niciun, fără nicio prioritate. Bună oară! Primul cuvânt e parousia și înseamnă prezență. Al doilea este apocalipsis și înseamnă descoperire, revelație, arătare și al treilea, înseamnă, al treilea este epifania și înseamnă arătare directă. E bine, aș vrea să le luăm pe cele trei și să punem în fața noastră punctul de vedere al post-tribulaționiștilor, al celor din seara aceasta și al felului în care explică ei că biserica nu va fi răpită la începutul necazului, ci de-abia la sfârșit. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 15, 1 și 2 Tesaloniceni, mai ales 1 Tesaloniceni, sunt cărți de uh, doctrină fundamentală pentru escatologie, adică pentru vremea sfârșitului. Aici este folosit cuvântul parusia, aduceți-vă aminte prezență. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului noi cei vii care vom rămânea până la parousia, până la prezența Domnului, noi nu vom lua-o înaintea celor care știți cum continuă, dar interesul nostru este să ne concentrăm la cuvântul Parusia. Acum ei spun, acest cuvânt Parusia este folosit de pretribulaționiști ca să vorbească despre prima răpire. De fapt, despre răpire, prima venire. Dar uitați că același cuvânt este folosit și într-un alt verset pe care pretribulaționiștii îl folosesc pentru a doua venire. Cum dar? Mai se face diferență între prima și a doua venire dacă e folosit același cuvânt. Asta înseamnă că de fapt e o singură venire. Și al doilea a doua referință este capitolul de dinainte respectiv 3 versetul 13, care folosește același cuvânt, Parousia, dar înseamnă altceva. Observați să vi se întărească inimile și să fie fără prihană în sfințenie înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru La parousia Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu sfinții Observați, prima parousia a spus când Hristos va lua sfinții A doua parousia spune când Hristos va veni cu sfinții Ei îi spun pentru că e același cuvânt, nu poate fi vorba de două veniri Acum noi nu vrem să-i demontăm ci doar vrem să prezentăm cu respect punctul lor de vedere după cum și data trecută am prezentat în mod respectuos punctul de vedere al pretribulaționiștilor. De asemenea, în 2 Tesalonice, în, tesalonic, în capitolul 2, versetul 8, Pavel folosește același cuvânt în limba greacă, parousia, chiar dacă este vorba tot despre a doua venire din punct de vedere al pretribulaționiștilor, atunci unde Domnul vine ca să-l pedepsească pe anticrist. Și atunci se va arăta cel nelegiuit. Încă un nume pentru anticrist, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi la arătarea parousiei sale, la arătarea venirii sale, la arătarea prezenței sale. Cu alte cuvinte, argumentul pe care eu l-am prezentat în această seară vrea să spună următorul lucru. Același cuvânt este folosit și pentru prima venire și pentru a doua. Asta înseamnă că nu-s două veniri. Asta vor ei să spună, ca să demonteze pe cei care spun că necazul, ne, răpirea e înainte de necaz, pe pretribulaționiști. Al doilea cuvânt pe care ei vor să-l explice la fel ca și pe primul, este așa cum vă spuneam, Apocalipsis, și uh, el înseamnă revelație. În 1 Corinteni, 1 cu 7, Pavel folosește Apocalipsis și, de asemenea, ei vor să spună, uite, și al doilea cuvânt Apocalipsis e folosit și în prima și în a doua venire, asta înseamnă că e o singură venire. Tot asta vor ei să spună. Cu alte cuvinte, venire unică. Asta e ideea lor, e o singură venire. Nu-s două, una înainte ca să ia sfinții și una după necaz ca să vină cu sfinții, cum spun pretribulaționiștii care afirmă că înainte de necaz e răpită biserica. Și ei citează pe Pavel când vorbește în scrisoare, în capitolul 1, versetul 7, acolo unde Pavel spune, nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea Apocalipsei Domnului nostru Iisus Hristos, în, a, în, a, în, așteptarea arătării Domnului Iisus Hristos. Și el spune și în 2 Tesaloniceni 1, 7 cu 8, același cuvânt în limba greacă. Asta înseamnă că se referă la aceeași acțiune. Adică să vă dea o dignă atât voi care sunteți întristați, cât și nouă, la apocalipsa Domnului Iisus din cer, la arătarea Domnului Iisus din cer, cu ungerii puterii lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Domnul și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului Sus. Și ei mai au încă câteva versete, dar eu trec la cuvântul numărul 3 ca să plec de la punctul acesta, argumentul venirii unice, pentru că probabil prea multe argumente uh, devine, devin greu de stăpânit. Al treilea cuvânt e Epifaneia. Aduceți-vă aminte, Epifaneia însemnând arătare. Cele trei cuvinte pe care Pavel le folosește în contextul... Uh, uh, acțiunii venirii Domnului Iisus Hristos. În 1 Timotei 6 cu 14, Pavel folosește cuvântul Epifaneia, care descrie efectiv răpirea, adică prima venire. Și cuvântul spune acolo, și atunci se va arăta cel nelegiui pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi la arătarea Epifaniei sale, la arătarea venirii sale. Și ei spun, da, da, același cuvânt e arătat și în Matei... Uh, și i-a și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8 și nu poate însemna două veniri. Cu alte cuvinte, argumentul numărul 1 pe care am vrut să vi-l spun, pe care post-tribulaționiștii, cei din seara aceasta, vor să convingă ascultătorii că biserica va fi răpită la sfârșitul necazului cel mare și va fi o singură venire a Domnului Isus, o dată nu de două ori, odată ca să răpească sfinții, duce în cer la nuntă, stau acolo șapte ani, pe pământ e necaz mare și la urmă vine din nou cu sfinții. Două, două arătări ale Domnului, două veniri, odată pentru sfinți, odată cu sfinții. Ei spun nu, domne, e o singură venire, la sfârșitul necazului cel mare. Asta am vrut să vă spun în această seară ca un argument pe care ei îl socotesc puternic. Al doilea argument pe care ei îl prezintă este argumentul misiunii Bisericii. Ei spun, Matei 24 vorbește foarte mult despre predicarea Evangheliei. De pildă, Matei 24 cu versetul 14, fiți atenți. Unul dintre semnele sfârșitului, dar și condiția sfârșitului, este când Evanghelia aceasta va fi predicată la toate neamurile. Păi de cine să fie predicată dacă în ultimii. Încă o dată. Această evanghelie trebuie să fie predicată la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Păi de cine să fie predicată dacă biserica e răpită cu șapte ani înainte? Cine are misiunea să predice evanghelia? Biserica. Păi dacă biserica a fost luată cu șapte ani înainte, înainte de necaz, cum spun pre-tribulaționiștii, în ăștia șapte ani de necaz, timp în care Matei spune că se va predica evanghelia și atunci va veni sfârșitul, se va termina necazul, atunci cine mai predică evanghelia, spun ei. Iată, dar că biserica trebuie să fie pe pământ. De aceea am numit argumentul misiunii bisericii. Cu alte cuvinte, ei spun biserica trebuie să fie în necaz, să predice Evanghelia și tocmai pentru faptul că ei predică Evanghelia, se va împlini numărul celor care trebuie să fie mântuiți și va veni sfârșitul. Cu alte cuvinte, nu poate veni sfârșitul dacă biserica nu e pe pământ să predice, să-și împlinească misiunea. Al doilea argument al lor. Al treilea argument este argumentul limitei. Argumentul limitei. L-am numit argumentul limitei sau argumentul diferenței pentru faptul că Daniel în capitolul 9, versetul 27, așa cum noi am învățat la lecția numărul 39 cu două joi în urmă, de fapt cu trei, că una dintre joi a fost sărbătoarea săptămâna mare, este momentul de mijloc, care face diferența între prima parte a necazului, mai ușoară, și a doua parte a necazului, mai intensă și mai grea. Și Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici, în Evanghelia după Matei, despre urciunea pustiirii așezată în locul preasfânt. El face referire la cartea lui Daniel, care vorbește Priviți versetul 15. Când veți vedea urciunea pustirii, care este despre care a vorbit Daniel, unde? În capitolul 9, în versetul 27. Acolo se vorbește despre urciunea pustirii așezată în locul sfânt. Ei bine, interpretarea post-tribulaționistă spune, ei vezi, biserica trebuie să fie pe pământ. Ca să vadă urciunea pustirii, Matei 24 e un mesaj către Biserică, spun ei. Nu e un mesaj către Israel, cum spun pretribulaționiștii. Al patrulea argument este argumentul prigoanei. Biserica este pe pământ în timpul prigoanei, îndurând dificultățile necazului cel mare. Priviți, vă rog, Matei, capitolul 24. Am să citesc doar câteva versete de la 16 la 22. Atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucruri din casă. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă după haine. Vai de femeile care vor fi însărcinate sau cele care vor alăpta. Imaginați-vă în timpul acela să mai să, să fi concentrat la un baby mic sau să fie însărcinat. E foarte complicat. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Să nu fie nici în ziua de sabat, că aveți voie să mergeți doar puțin. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Observați, ei spun, biserica va fi pe pământ și va trece prin prigoan. Uitați! Matei 24 nu-i pentru Israel, cum spun pre-tribulaționiștii, ci pentru biserică, cum spun post-tribulaționiștii. De asemenea, Biblia spune că Domnul Iisus scurtează zilele de necaz tocmai datorită celor aleși. Ei spun cei aleși, e biserica. Pretribulaționiștii spuneau, cei aleși sunt cei mântuiți în perioada necazului, în mod special evrei, dar și dintre neamuri. Versetul 22 din Matei 24. Al cincilea argument, apropiindu-ne de încheiere, mai avem 10-11 minute, este argumentul sfârșitului. Asta înseamnă că Biblia spune că la sfârșitul necazului cel mare, când post din seara aceasta spun că e răpirea, îngerii lui Dumnezeu vor strânge pe cei credincioși la semnalul trâmbiței îngerilor. Citesc din Matei 24, 29 la 31. În după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile cerului vor fi clătinate. Atunci când, atunci, la sfârșit, atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci, adică vor plânge foarte adânc și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului, atenție, vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Singura venire de care vorbesc post-tribulaționiști din seara aceasta, la sfârșitul necazului. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine până la alta a cerului. Pretribulaționiștii de data trecută spuneau, ăștia cei mântuiți în necazul cel mare, nu biserica, biserica e în cer. Cei din seara aceasta post, tribulaționiștii spun, nu, 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 e biserica. Argumentul numărul șase, argumentul autorității l-am numit, sau argumentul protecției. De ce? Pentru că în timpul potopului lui Noe, familia lui Noe a supraviețuit în apă timp în care toți oamenii de pe pământ au fost înnecați de aceeași apă în care ei au stat. Sigur că ei au stat în corabie și corabia în apă. Post-tribulaționiștii vor să spună următorul lucru. Cataclismul lui Noe, a omorât toți necredincioșii, dar Dumnezeu a avut autoritatea să-i protejeze pe cei credincioși. Tot la fel, în necazul cel mare, biserica nu va fi luată la cer, va fi în necaz, dar Dumnezeu, cum l-a păzit pe noi, va păzi și biserica. Dacă a avut putere într-o corabie să protejeze familia lui Noe și să nu fie necată de ape datorită credinței și ascultării lui, tot la fel Dumnezeu, în timpul necazului cel mare, când biserica va fi pe pământ. Toți oamenii vor muri datorită necredinței lor în Isus Hristos, timp în care Dumnezeu va avea resurse și autoritatea să protejeze pe cei sfinți, adică pe biserică. Nu vă temeți cum Dumnezeu o, o să facă, e treaba Lui. Tot la fel a fost treaba Lui la potopul lui Noe. Pretribulaționiști, adică cei de la început, aduc, aduc exemplul lui Lot. Că Lot a fost scos din și în cetate s-a întâmplat fără el necazul și nenorocirea. De asemenea, când poporul evreu a fost în Egipt, aduceți-vă aminte în Exod 9 cu Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce e al copilor lui Israel. În aceeași noapte, Copiii care au dormit, în, întâi născuți care au dormit în casele, fără semnul sângelui pe uși ori uși, au murit. Timp în care, copi, întâi născuți a evreilor care au avut pe ușile, pe uși ori uși în casele unde dormeau ei semnul sângelui de la mielul junghiat de părinților seara, au rămas în viață. Iată dar, în același timp, în același loc, unii mor, alții trăiesc autoritatea lui Dumnezeu de a proteja pe cei ce îi împlinesc cuvântul. Spun post-tribulaționiștii tot la fel în necazul cel mare. Dumnezeu va avea resurse să-i protejeze pe ai lui chiar în mijlocul necazului. Argumentul definirii necazului cel mare sau argumentul explicării necazului cel mare. Suntem tentați să privim necazul cel mare ca pe o mânia lui Dumnezeu doar. Dar post-tribulaționiștii spun, frați și surori, nu priviți necazul cel mare doar ca pe o mânia lui Dumnezeu. Priviți necazul cel mare și ca pe o mânie a lui anticrist monstrul, a prorocului mincinos și a neamurilor nemântuite care se subordonează guvernului anticristic. De aceea, atunci vor, vă, vor da, vă vor da să fiți chinuiți. Cine ne va chinui? Dumnezeu? Posttribulaționiștii spun că biserica e pe pământ în timpul necazului. Și cei care nu împărtășesc punctul acesta de vedere aduc următorul argument. Cum poate Dumnezeu să-și chinuiască biserica în necaz? Și posttribulaționiștii spun, da, nu Dumnezeu își chinuie biserica în necaz, ci biserica o chinuie anticrist. Și biserica o chinuie prorocul mincinos și o chinuie națiunile pământului care se subordonează guvernului anticristic. Nu o chinuie Dumnezeu, pentru că în timpul necazului nu numai mânia lui Dumnezeu se manifestă, se manifestă mânia lui anticrist și a sistemului lui anticristic, format din toate națiunile pământului. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să dea odihnă atât voi care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Isus din cer cu ungerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă Evanghelia Domnului Hristos. Iată dar, în necazul cel mare vor fi două mânii. Mânia lui Dumnezeu și mânia lui anticrișa a oamenilor. Și post-tribulaționiștii spun, nu spuneți doar că e mânia lui Dumnezeu care chinuie biserica. Nu mânia lui Dumnezeu chinuie biserica. Unul dintre ultimele argumente pe care vreau să le aduc este argumentul asemănării sau simili similitudinii. Argumentul asemănării, să fie mai, mai simplu. În Matei, în capitolul 24, sunt evenimente similare, asemănătoare cu 1 Tesalonicen, capitolul 4. Adică, ambele texte sunt similare, vorbesc despre aceleași evenimente care se încadrează în procesul derulării necazului cel mare. Adică, coborârea Domnului Isus pe nori și Matei 24 și 1 Tesalonicen 4. Sunetul trâmbiței și Matei 24 și 1 Tesalonicen 4. Strângerea la oaltă aleșilor lui Dumnezeu și Matei 24 și 1 Tesalonicen 4. Acum spun post-tribulaționiștii următorul argument. Dacă aceste două texte vorbesc despre același eveniment, atunci Matei 24 sigur vorbește despre faptul că biserica e răpită la sfârșitul necazului. Asta înseamnă că și unul saloniceni tot despre asta vorbește. Argumentul încurajării e al noului argument pe care îl prezint ca o explicație a post-tribulaționismului. Ei spun capitolele 4 și 6 din Cartea Apocalipsa sunt dedicate bisericii care este în necaz, din partea lui Dumnezeu, cu încurajări. Pentru ca Biserica să nu se lase. Aduceți-vă aminte, sala tronului, 24 de bătrâni, un număr infinit de îngeri, cântă slavă, slavă, slavă. Și Dumnezeu în mijlocul sălii tronului pe tron. Cu alte cuvinte, acest, acest mesaj încărcat de glorie și de autoritate este dat Bisericii care trece prin necas să fie încurajată. Și spun ei, mesajul acesta n-ar avea rost să fie în scriptură dacă Biserica n-ar fi pe pământ să fie încurajată. Pretribulaționiștii spun, ba da, ar fi pentru uh, neamurile și evrei care se pocăiesc în necas. Argumentul 10. Uh, penultimul pentru noi în această seară, mai avem două trei minute este argumentul unității. Multe texte biblice vorbesc despre răpirea bisericii și nu lasă niciun timp, adică cei șapte ani, între prima venire și a doua venire, cum spun pretribulaționiștii, cei care spun că răpirea va fi înainte de necaz și Domnul se va întoarce cu sfinții după cei șapte ani de nuntă în cer și necaz pe pământ. Și post-tribulaționiștii din seara asta spun așa, în Vechiul Testament în mod special sunt texte biblice care vorbesc despre cele două evenimente, ce se întâmplă când spun pretribulaționiștii la răpire și ce se întâmplă când spun pretribulaționiștii la a doua venire, dar între cele două textele din Vechiul Testament nu încape perioada de șapte ani pe care pretribulaționiștii o spun între răpire și revenire. Unde? De unde au luat pretribulaționiștii cei șapte ani și i-au băgat acolo? Ultima săptămână din Daniel, capitolul 9. Dar ei spun, textele din Vechiul Testament nu, nu lasă să, să, să băgăm acolo șapte ani de timp. Adică o perioadă de timp care face diferența între prima venire și a doua venire. Cu alte cuvinte spun post-tribulaționiștii, prin acest argument al unității, nu există decât o singură venire, nu două. Textele biblice sunt Isaia 9, 5, 6, Isaia 6:11 la 2 sau Zaharia 9 la, 9, 9, la 10 și sunt multe texte biblice din, ve din Vechiul Testament care vorbesc, atenție, foarte general, pentru că a fost începutul Revelației despre escatologie, despre vremurile sfârșitului. Și întotdeauna Dumnezeu, când începe să prezinte un subiect larg, poporului, nu îl prezintă foarte puternic de la început, știind că poporul, oamenii sunt limitați în înțelegere. Și începe Dumnezeu, mai întâi prezintă o lecție generală de introducere și mai apoi aruncă niște noțiuni pe care le lămurește și apoi vine cu aprofundarea lor și cu legarea lor împreună. Ca și la școală. Dacă am merge la școală și ne-ar băga direct la liceu cu ecuații și cu logaritmi și cu nu mai știu ce, nu vă supărați. Am fugit toți în Afganistan. Nu ne-am mai duce la școală că n-am pricepe nimic. Ultimul argument pe care vreau să-l prezint în această seară încheiem și ne dedicăm Domnului prin rugăciune, motivați de ce am auzit în seara aceasta, îl numesc argumentul demnității. Argumentul demnității. Acest argument vorbește despre vremea în care biserica a trecut mult prin prigoană, în mod deosebit în primele 15 secole. Datorită lipsei democrației sociale, datorită dominației armate, oamenii care credeau în Hristos erau omorâți fără lege. Și în perioada aceasta a martirajului, oamenii erau tentați să creadă că biserica va trece prin necaz pentru că ei înșiși judecau asta din mijlocul sângelui, din mijlocul morții, ghilotinei, ardeau pe rug. Sigur că erau foarte ușor să gândești că biserica va trece prin necaz când tu erai omorul pentru Hristos. Dar astăzi când chem poliția 911 imediat și dacă cineva se uită mai lung la tine, sigur că ți-e greu să crezi că biserica va trece prin necazul cel mare. Observați că și perioada teologică în istorie afectează mentalitatea teologului care înclină înspre una sau în alta. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Martirii vor fi bucuroși să sufere pentru Isus Hristos în necazul cel mare, spun post-tribulaționiștii. E demn. Ce biserică e aia să fugă de suferința din necazul cel mare? De ce? Nu, nu vrem să suferim, vrem să ni se dea în cap, vrem să fim tăiați la gât. Vrem să ne pună anticrist pe grill. Vrem să demonstrăm că suntem puternici, plini de putere și că o slujim pe Domnul. Dacă martirii din primul secol au fost întăriți de Dumnezeu, noi cum nu vom fi întăriți? Nu ne este frică, Domnul e cu noi! Asta spun ei prin argumentul demnității. Citând Filipeni 1 cu 29, voi vi s-a dat harul nu doar să credeți, ci și să pătimiți împreună cu el. Iubit popor al Domnului, indiferent când vine Domnul, El vine. Indiferent când vine Domnul, aceeași condiție va avea ca să te ia în cer, să fii neprihănit.